primesc o nouă majorare la pensie. Marius Budăi a dat confirmarea, crește acum cu 10,4%. Vestea momentului pentru pensionari de la fostul ministru al muncii și protecției sociale, Marius Budăi. Este anunțul mult așteptat. Indemnizația va crește cu 10,4%. Este vorba despre vârstnicii care primesc indemnizația socială de la stat. Pensionarii care au adeverințe conforme cu legea de la momentul eliberării nu trebuie să depună altele. Vești importante pentru pensionari. Marius Budăi, fostul ministru al Muncii și Protecției Sociale, a explicat situația pensionarilor care au dificultăți în a obține adeverințe vechi, necesare pentru a dovedi sporurile salariale și alte bonusuri care trebuie luate în calcul la recalcularea pensiilor. Potrivit spuselor sale, pensionarii care au adeverințe conforme cu legea de la momentul eliberării nu trebuie să depună altele, atâta timp cât dețin toate informațiile necesare, cum ar fi salariul, sporurile și bonusurile. El a inclus în anexa la document un model tip de adeverință pentru a facilita munca atât a angajatorilor, cât și a beneficiarilor. Dacă fiecare ar crea propriul model, ar apărea dificultăți. Legea nu are efecte retroactive. Adeverințele emise conform Legii 300 trebuie să respecte acea lege, iar cele emise anterior trebuie să fie conforme cu reglementările în vigoare la momentul respectiv. Din punctul lui de vedere al fostului ministru, este necesar un ordin cu circuit intern. Nu este suficient să se comunice unui funcționar ce trebuie să respecte printr-un ordin de ministru. În primul rând, trebuie să știe că seniorii care au la dosar adeverințe și care sunt în conformitate cu legea din momentul când au fost eliberate, nu mai trebuie depuse altele, dacă dețin toate elementele necesare. Salariu, sporuri, sporuri permanente, nepermanente, bonusuri etc. În anex am prins pe fiecare model de adeverință, una tip, pentru a ușura muncă atât a angajatorilor care le liberează, cât și a beneficiarilor. Pentru că, dacă lăsăm pe fiecare să-și facă propriul model, apăreau greutăți am semnalat la minister și s-a discutat că acele adeverințe care sunt în conformitate cu legea de atunci, nu acum. Trebuie un ordin cu circuit intern. Se do circulară. Nu îi spui unui funcționar ce să respecte printr-un ordin de ministru. Acea problemă este depășită. Legea nu produce efecte pentru trecut. Adeverințele care sunt deliberate în baza legii 300 trebuie să respecte acea lege, iar cele anterior trebuie să fie conforme cu legea din momentul respectiv a explicat el în cadrul unui interviu acordat pentru România TV. Ce trebuie să știe cei care au lucrat în grupe de muncă? Marius Budăi a vorbit și despre cei care au lucrat în grupe de muncă, dar care nu au un stagiu de cotizare la fel de lung ca al altor pensionari. Potrivit spuselor sale, persoanele care primesc pensia minimă din cauza unui stagiu mic de cotizare sau a muncii la negru nu pot depăși indemnizația socială. Deci pensia lor a crescut, ea nu este suficientă pentru a depăși indemnizația socială. Nu se poate face o egalitate între cei cu 15 ani de muncă și cei cu 45 de ani. Cei care sunt cu pensia minimă din cauza că au stagiu foarte mic de cotizare sau că au lucrat la negru, nu au cum să treacă de indemnizația socială. Le-a crescut pensia, dar nu că să crească peste indemnizația socială. Asta e contributivitatea. Nu putem pune egal între cei cu 15 ani de muncă și cei cu 45. Indemnizația minimă va crește. Va crește cu 10,4% acum, se preconizează. E o chestiune de lege. Au fost niște drepturi pe care le-am calculat pentru cei care au lucrat în grupe de muncă. Acum, când am calculat pe contributivitate, nu au ajuns la același nivel, dar mare parte din ei vor avea parte de majorare de la 1 ianuarie. 13,1% vor primi, iar restul vor sta pe loc până îi ajunge contributivitatea din urmă. Apoi le va crește și lor. Nu pierde nimeni din drepturi, a explicat oficialul român.